Urșii au băgat frica în locuitorii satelor de munte din județul Buzău. Sezonul de hibernare s-a încheiat și în lipsa hranei din pădure, animalele au început să coboare către așezările umane. Mai nou, haite de șacali, întâlnite mai mult în zona Dobrogei, au ajuns și în județul Buzău în căutare de hrană. La Beceni, sălbăticiunile au atacat câteva stâne de oi spre disperarea sătenilor. În comuna noastră și-a făcut apariție haite de șacali, urși, porci mistresc, care pur și simplu au distrus economia locală. Vorbesc de agricultură, vorbesc de ferme, vorbesc de apicultori, toată lumea e nemulțumită. Numai în primăvara asta avem atac de șacali. E un caz la o stână, la o fermă. În jur de 4 animale au fost și cu miei, cu tot omorâte. Și 2 urși care au atacat o stupină. Dar lucrurile astea se petrec de ceva ani de zile. Oamenii se tem pentru animalele lor, dar și pentru recoltele distruse de turmele de mistreți și nu în ultimul rând chiar pentru viețile lor. Ei au cerut autorităților să caute o soluție pentru a-i proteja atât pe ei cât și bunurile lor. Din fericire, localnicii care sunt prădați de urși, mistreți sau șacali sunt despăgubiți. Legislația nu ne permite ca noi să intervenim, să reducem numărul lor sau să îi împușcăm sau știu eu să intervenim într-un vreun fel. Am făcut apel la organele abilitate. Legea e lege, nu se poate decât cu aprobări speciale la urs mai ales, dar și la porci mistreți. Repet, numărul lor este scăpat de sub control. Atacuri ale urșilor și porcilor mistreți au fost semnalate și în localitățile Lopătari, Scorțoasa, Cozieni și Mânzălești, aflate tot în zona de munte a județului, dar pagubele nu sunt atât de însemnate. Potrivit specialiștilor, mâncarea din pădure nu le mai este suficientă fiarelor sălbatice și din acest motiv atacă animalele din gospodării.